Salut! Ce facem astăzi? Încercăm să reparăm un TV Samsung. Nu mă pricep la TV-uri decât chestii extrem de mici. Nu prea a fost folosit și este mor de tot. Adică nu se prinde nici măcar LED-ul din butonul de power. Ce am făcut? Cum se face clasic? Lipitorile pe placa de pe sursă, pe placa de alimentări, sunt super calitative. Condensatorii nu sunt umflați, nici ăștia mai mici de 25V, nici ăștia de 420. Măsura MOSFET-ul, pornit cu becul, bineînțeles, acum e scos deja, cu becul în serie cu sursa. Avem 300V pe condensatori, ăștia sunt puși în paralel, da, sunt doi ca să fie mai mici, să aibă loc în carcasă. Siguranța nu a fost arsă. Aici pe ieșirea sursei avem 12V și pe butonul de power on-off avem 3,3. Ca la laptopuri, așa cum trebuie să fie. Numai că aici pe buton nu aveam 3,3V. Dovadă că nu s-a prindea nici LED-ul. Placa de semnal nu este încins pe subprocesor decât, să zic, extrem, extrem, extrem de puțin. În niciun caz nu e o problemă asta. De obicei când e încins foarte tare aici, atunci bănuiești că ar fi procesorul ars sau dezlipit. Am măsurat pe sursele acestea și nu avem scurt. Aveam 3,3, chipul de BIOS este aici, era aici, că acum e aici. Și este un 25Q40CL SIP. Aveam 3,3V. În rest, nu era absolut nimic în neregulă, absolut, absolut nimic. Și la sfaturile prietenului meu, mi-a dat el un BIOS, acum o să-l programez și să sperăm că și funcționează. Dacă aveți nevoie cumva de ăsta, eu nu l-am găsit, poate la adică sigur la televizoare sunt alte site-uri după care se pot obține, eu nu l-am găsit față de laptopuri, mă refer, unde mă pricep eu o leacă mai bine. Dacă aveți nevoie de el, de soft, îl am deja de la prietenul meu, mi-a confirmat 100% e funcțional și dacă aveți nevoie de el, țipați și o să-l pun pe undeva pe un link. Așa, l-am pus în programator frumos, pornim programatorul. Așa. Aici 3,3V. Ok. Și văd că e gol de tot. Ok. Așa. Right. Ok. Ah, ce de spațiu pe aici. Nu știu cum trebuie să arate la televizoare, la laptopuri mare, spații din astea în care nu are nimic scris, dar parcă nu atât de mult. Dar asta așa o fi. Pe aici nu mai are absolut nimic. Ok. Așa. Îl scoatem frumos din programator. Și mergem cu el să îl lipim. Așa. Avem pinul 1 unde avem săgeata. Adică acolo în dreapta. Noi să punem și noi un picat de flux aici. Luăm un flodor din ăsta de 0,5. Folosim lupa, bineînțeles, că avem și noi niște ani. Am pus deja flodor pe un pin, așa procedez eu de fiecare dată. Ca să pot să mi-l fixez în poziție. Perfect. Văd că au și ăștia la televizor aceleași metehne ca, bine, nu că m-ar mira, ca la laptopuri. Sunt două
Nu știu dacă voi vedeți. Da, vedeți. Cât de cât. Sunt două rezistențe aici lângă, lângă chipul de BIOS. Super, super, super aproape. În așa fel încât dacă vii cu un ciocan de lipit mai cu vârful mai mare sau nu ești atent, ai toate șansele să-l rașchetezi din poziție. Nu știu dacă le vedeți aici. Deci unul e aici. Îl vedeți? Și unul e aici deasupra. La un milimetru distanță. Mac, un milimetru jumătate. Nu sunt 2 milimetri acolo. Da. Asta-i. Ne uităm cu lupa, altă lupă, să fim siguri 100% că e perfect în regulă. Da. Și foarte, foarte fain lipit. Adică dacă nu mă laud eu, cine să laude? Vorba aia. Cam așa arată lipiturile. Bineînțeles, mare o leacă de flux acolo, dar e un flux mai bun, nu este o panoramă și atunci e ok. Nu trebuie curățat super, super, super perfect. Și sus a buzin și s-au prins LED-urile. Și avem LED-ul de... Nu știu dacă vedeți voi. Acum s-a stins. Ia să vedem. Nu vrea să se stingă din buton, dar s-au prins LED-urile. Ceea ce e super bine. Funcționează. Foarte tare. Bine, mă așteptam, dar na, să mai putea întâmpla și ceva. Ciudat. Hai să vedem dacă avem telecomanda pe aici. Dacă se stinge, bine că voi nu prea vedeți. Da, și stă aprins LED-ul. Bineînțeles că bate soarele, stă aprins LED-ul, ceea ce e foarte bine. Vă că l-a simțit LED-ul, s-a stins LED-ul, Smart TV. Și gata, pureci. Foarte tare. Și avem și meniu. Da. Super. Treabă făcută. Punem capacul, punem în picioare și mai facem o pornire. Și văd că merge fără probleme. O să... Văd că nu se vede foarte puternic, dar să umblu totuși la imagine să... Hai, iluminarea spate deja era dată mai mică. Asta e bine, din 20 la 14. Hai să-i dau și mai puțin, un 12. Și hai să vedem dacă îmi vede, dacă îmi vede, am băgat un hard extern în el. Nu știu dacă știe ăsta. A, uite că știe. USB-D. Videoclipuri. Cam ciudată poziția, dar nu am altă poziție. Și merge. Mai e și sunet. Și ne întoarcem pe TV, dar bineînțeles că aici nu am cablu de TV. Cam asta e. Funcționează. Asta e important. Ok. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!